baza stabilirii configurației sistemului de detecție la incendiu stă proiectul tehnic. Alegerea unui sistem de avertizare la incendiu depinde de tipul de clădire, suprafața utilă desfășurată, numărul încăperilor, tipul de activitate desfășurată. În cazul structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare cu mai mult de 10 camere sau 50 de paturi, un sistem de avertizare la incendiu este obligatoriu prin lege. Un sistem de avertizare la incendiu cuprinde o unitate centrală, creierul, detectorii de fum, de temperatură, bariere de fum, detector de gaz, butoanele de urgență, sirene și echipamente de automatizare, care opresc gazul, lumina, deschid o trapă, etc. Se poate monta un apelator telefonic și în caz de incident este sunat beneficiarul sau persoana responsabilă desemnată de beneficiar. Sistemele de supraveghere video sunt analogice sau IP, pot fi atât cu centru de urmărire cât și cu personal uman, în instituții sau centre comerciale. În cazul hotelurilor se poate stabili centrul de urmărire la recepție. Sistemele de supraveghere video permit înregistrare permanentă sau la mișcare, monitorizarea lor putând fi făcută în timp real de către personalul desemnat pentru această operațiune. Foarte utilă este modalitatea de vizualizare a imaginilor de la distanță prin intermediul conexiunii de internet. Tritech Group instalează sisteme de supraveghere video pentru toate tipurile de aplicații, interior sau exterior, dar și industriale, comerciale, rezidențiale. Tritech Group are în ofertă atât bariere cu lanț, cât și bariere electromecanice cu braț fix sau articulat. Acestea pot fi dotate cu accesorii suplimentare, precum fotocelulele, stâlpii, lampa, telecomanda de perete, telecomenzile mobile, GSM receiver-ul, etc. De asemenea, barierele pot fi integrate cu sistemele de control acces. În cazul hotelurilor, poate fi integrat un sistem special prin care bariera de acces în parcarea hotelului poate fi deschisă cu cartela de acces în camera clientului. Barierele permit accesul doar persoanelor autorizate, oferind astfel o notă de exclusivitate și un plus de confort oaspeților unui hotel. Sistemele de parcare cu plată pot funcționa atât cu jeton, cât și cu tichet cu cod de bare tipărit. Un sistem de taxare a parcării este generator de venituri pentru o companie din domeniul hotelier, având, de asemenea, și costuri de mentenanță reduse. Integrarea cu bariere și stații de intrare poate oferi posibilitatea de a oferi ca bonus oaspeților accesul în parcare pe durata cazării.